Salutare prieteni și bine ați venit la încă un videoclip de pe canalul meu, Jurnalului Grădinar. Nu am mai fost activ de câteva zile și nu am mai postat pentru că am avut măseaua umflată. Luni dimineața m-am trezit cu ea foarte mare, de regulă, adică mai niciodată n-am avut măseaua umflată, dar nu am probleme, dar asta este, așa că nu am putut să fac nimic mai câteva zile. Am fost plecat un weekend la munte și cred că m-a prins curentul cu tot cu ureche, că mă doare puțin și acum mai este puțin umflată, dar asta este, nu mai mă doare. O să mă duc la un stomatolog. Așa că astăzi o să curățăm frumos terenul, o să defrișăm de dovlecei. Din colea deja este aproape terminat. Cum spuneam, trebuie să defrișăm, să facem, pregătim locul, trebuie să scoatem instalația. Instalația nu o să mai o folosesc, dar să văd, poate o opresc, să văd dacă o opresc. Este cam multă, nu cred că o să o opresc chiar pe toată, pentru că mă folosesc, nu știu, să leg câte ceva, să pe la solarii sau ceva, nu știu, rămâne de văzut. Tot așa trebuie să scoatem folia de mulcire, os și coloana, la fel trebuie să o scot, să o pregătesc terenul exact pentru a-l ara, pentru a fi gata pentru primăvară când am să înființez o nouă cultură. Așa că să nu mai ne lungim cu vorba și să trecem la treabă. Gata și cu jumulitul, acum o să urmeze să desfac instalația de îndreptul robineților, dar iată un de curiozitate înainte, unul să vă arăt, să numărăm împreună, să vedem cam câți exact, nu știu dacă se vede, să numărăm nodurile, adică exact unde au fost dovlecei care i-am tăiat, să le numărăm, să vedem cam câți au fost pe un vreș ca acesta. Nu știu dacă se vadă bine, dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, cam 19 au fost aici și mai avea el în vârf, dar nu i-a mai dus. Deci la un vrej ca acesta cam 19, așa, 19 dovlecei, deci e destul de bine. Înainte de a începe de a desface năzile, vreau să fac o mică precizare, este o părere proprie, dacă găsiți vreodată sau vedeți și vreți să cumpărați acest model de nadă, sfatul meu este să nu o cumpărați pentru că nu este foarte bună. Eu o am cumpărat de foarte mult timp, nici nu mai știu exact de unde o am, cred că o am de la cineva din Spania sau ceva de genul. Ideea e că am avut probleme cu ea toată vara, mai ales, uitați cum este și acum,
nu au fost căldură foarte mare și tot iese de aici. Ideea e că toată vara de la căldură se dilată și iese foarte repede pentru că nu are foarte bun. Garnitura este bună, dar nu le are foarte bune față de celelalte. Și da, asta e singura precizare, deci nu o recomand. Nu este cea mai bună, se desface foarte repede și na. De când am zis de foarte mult timp să o schimb și n-am schimbat, dar la anul mai mult ca sigur nu am să mă opun. Pentru că la 3 udări trebuia să o desfac și mă chinuiam să nu se mai nu pot să mai tragi coloana și tot așa și mă chinuiam. Și nu, chiar nu o recomand. Eu numai din astea n-am, folosesc, nu este nici foarte, nici, nu mi se pare că nu sunt foarte scumpe. Și nu am probleme deloc cu ele. Are chiar și prețul pe aia, nu știu dacă se mai vede, 10 lei, deci nu e chiar așa scumpă. Deci e foarte, foarte simplu. Ia uitați, să și vede aici exact toate elementele.
gata și cu instalația. Mi-am ales jumătate, am zis să mă opresc, poate mă folosesc, cum spuneam, mai devreme pe la solarii, cine știe, delega ceva, de nu se știe. Întotdeauna mi-o opresc, restul probabil că am să o arunc și cred că o să închei pe ziua de astăzi, pentru că e deja foarte târziu și oricum nu am timp să termin. Mâine am să strâng și folia de mulcire și probabil că și vrejul am să le car. Și cam asta a fost cu defrișatul. Următoarea etapă o să fie aratul. Dar asta o să mai dureze puțin. Și cam asta a fost pe ziua de astăzi. Ați văzut și voi cam câți dovlecei am rupt pe tot parcursul recoltării de la un fir. Deci am rupt în jur de 19. Probabil că am mai ratat 1-2 și dacă era un pic mai cald, probabil că mă rupeam și mai mulți, dar media cam asta este, între 19 și 25, așa cam să zic, probabil. Depinde de soi, depinde de mai multe chestii, așa că v-am arătat puțin și cu nățile cum stau, câteva păreri personale, poate mulți dintre voi știați, poate mulți nu, și cam aia e. Până data viitoare, vă salut cu respect!